Bună seara, sunt Ana Dănescu și vă invit să rămâneți alături de mine în ora următoare la o nouă emisiune Educație pe scurt. Elevii de clasa 12 au intrat de câteva zile în febra emoțiilor de bacalaureat. După această perioadă urmează o altă perioadă extrem de importantă în alegerea viitoare sau în o alegere decisivă, aceea înscrierii la facultate. Cele mai multe facultăți fac selecția viitorilor studenți pe baza de dosar. Există însă și facultăți, puține la număr, unde admiterea se face cea clasică pe baza unui examen. Având în vedere acest lucru, am invitat în această seară alături de mine pe domnul profesor Raul Popescu, prorector cu managementul instituțional, studenți și rezidenți la UMF Craiova. Bună seara și bine ați venit alături de mine! Bună seara și mulțumesc pentru invitație! Așa cum am prezentat și în mica introducere făcută, foarte multe facultăți au renunțat la această admitere clasică. Fac această selecție a studenților, viitorul studenți, pe baza de dosar. Dumneavoastră ați rămas între cei clasici care organizați acel examen de admitere. De ce, domnul profesor? Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova și nu numai. Și în general, ceea ce înseamnă învățământul medical românesc se confruntă de foarte mult timp cu o situație paradoxală. Ne raportăm la celelalte facultăți sau universități care, după cum a spus și dumneavoastră, realizează și fac această admitere pe bază de dosar. E, la medicină, și acum discutăm strict, practic, de ce înseamnă Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova, admiterea se face prin concurs, pentru că așa considerăm noi că putem să le oferim și să dăm o șansă egală tuturor candidaților, în afară de faptul că selecția lor este mult mai riguros stabilită de către noi. La Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova și în general la medicină avem candidați care, trebuie să recunosc, sunt cei care au un parcurs în anii de liceu deosebit. Din acest motiv încercăm, practic, să aducem și să concretizăm pentru ceea ce înseamnă student la medicină acele persoane, acei candidați care într-adevăr merită. De câțiva ani ați luat și o decizie foarte înțeleaptă, zic eu, în fiecare an, înainte de organizarea admiterii propriu-zise, să organizați acea simulare a admiterii. În acest an a avut loc în luna mai. Citeam pe site-ul dumneavoastră că erau așteptați la peste 300 de candidați. Ce s-a întâmplat? Da, deci inițial am stabilit un număr de 300 de candidați. Am zis, da, vedem în funcție de câte cereri avem. E, spre surprinderea mea, am câteva date, pot să vă și spun. Acum 300, dar până la urmă am avut 427 de înscriși la medicină, 90 la medicină dentară, la tehnică dentară 22, la farmacie 82, BFKT, deci balne, fiziochinoterapie 17 și 37 la asistență medicală. Asta ne îndreptățește pe noi să considerăm, în afară de faptul că acest test este util și că mai mult ca sigur, la admitere vom avea oameni care într-adevăr doresc să facă această universitate, să urmeze această universitate. Ca și un feedback după această simulare. Au venit bine pregătiți viitorii dumneavoastră studenți? Da. Ca să fiu cât se poate de corect, dați-mi voie să vă citesc câteva date legate de mediile. Exact. La medicină, media maximă 989. La medicină dentară 980, la tehnică 982, la farmacie mai avem medie de 10. BFKT-ul, foarte bine pregătiți. Categoric. Deci să știți că această modalitate de verificare a lor prin organizarea acestui examen test grilă de verificare. Este o verificare evidentă a candidaților în primul rând și o verificare a noastră. O verificare a noastră legată de ce înseamnă grilele de concurs, de ce înseamnă impactul grilelor asupra candidaților și de modul în care noi considerăm de la an la an că aceste grile pot fi perfectibile.
Știu că ați venit în sprijinul studenților, ați editat și câteva culegeri care să vină în ajutorul lor. Vorbiți-ne puțin și despre acest lucru. Da. La medicină, evident, un examen se dă la biologie. Dar un alt, sau luând-o pe fiecare facultate în parte, o să avem la medicină și medicină dentară, biologie, chimie și fizică la alegere. La farmacie avem chimie organică și botanică, iar la celelalte specializări avem biologia în totalitate. Ceea ce vreau eu să menționez legat de ce înseamnă admitere, ce înseamnă aceste teste grila. Eu aș vrea să înțeleagă viitorii noștri studenți că aceste caiete pentru fiecare disciplină în parte sunt realizate de cadre didactice care încearcă să cuprindă cât mai vast disciplina și tot ce înseamnă examenul în sine. Nu avem întrebări care să pună în dificultate studenții, viitorii studenți. În schimb, avem întrebări care să ne dovedească nouă că toți cei care vin la această simulare gândesc altfel decât sunt ei obișnuiți în anii de liceu. Aceste grile se refac în fiecare an. Întrebările din aceste caiete, unele sunt cu titlu informativ legat de ce s-ar putea da ca și variante, dar, repet, grilele în sine sunt cele care se stabilesc în preziua examenelor. Deci se muncește foarte mult. Se muncește mult, se muncește susținut, mai ales în această perioadă, și pot să vă spun că toți cei care sunt implicați în această activitate dovedesc încă o dată atât atașament pentru universitatea noastră, cât și pentru potențialii noștri studenți. Din câte cunoașteți, organizați și alte universități din țară acest examen de simulare? De unde v-a venit această idee? Aici nu e vorba de idei. Aici este vorba de o necesitate. Este vorba de o necesitate. De ce? Pentru că am constatat la un moment dat, la admitere, acum câțiva ani, o scădere vis-a-vis de media de admitere. Și am zis, ce se întâmplă? Și am plecat pe ideea că nu potențialul student este de vină. Și am zis, hai să facem ceva, să-i ajutăm. Să-i ajutăm de ce? Pentru că odată, în momentul în care se prezintă la examen și are în față un test grilă, la prima vedere este destul de greu. Absolut. Pentru aceasta am optat pe această variantă de test grilă. Test grilă într-o perioadă în care, de comun acord la un moment dat cu ei, am stabilit-o. Și am spus, da, domnule, o facem în această perioadă și îi ajutăm și le dovedim toată deschiderea universității noastre către ei. Exact, cu două luni înainte de admiterea propriu-zisă. Absolut, au absolut. Timp necesar să se pregătească foarte bine. Intens, cu toate pregătirea înseamnă ani, da, mulți pregătirea, spate pentru medicină. Pregătirea se face pe tot parcursul liceului, pentru că discutăm de chimie de clasa 10, discutăm de biologie de clasa 11, deci botanică de a 12, a clasa 12. Deci, până la urmă, cel care optează pentru medicină are un orizont cât se poate de clar din ce va face în timpul liceului și, evident, ce va face în timpul facultății. Și de ce facultăți? Nu trebuie să recunoaștem că sunt unii dintre cei mai buni elevi? Am avut șansa să vorbesc cu foarte mulți dintre ei din foarte multe licee craiovene, iar cei mai buni olimpici care au obținut rezultate deosebite merg spre medicină. În primul rând, vreau să remarc și am remarcat-o de foarte mult timp, această idee că cei de la medicină, odată prin faptul că se organizează concurs de admitere, prin faptul că noi reușim să selectăm toți candidații care, într-adevăr, prin rezultate merită să fie studenții noștri, iar noi și noi vom ține mulți ani de acum încolo la acest statut. Blazonul Universității de Medicină și Farmacie din Craiova este ridicat și este perfectibil. Încercăm prin aceasta să dovedim odată atașamentul față de ei și odată atașamentul față de ideile și conceptul nostru de universitate.
Ieri a avut evaluarea națională, loc evaluarea națională. Am fost surprins plăcută să văd că elevi care au susținut examenul de evaluare națională, elevi de clasa 8-a, erau hotărâți să meargă la medicină. Erau hotărâți de pe acum ce liceu să aleagă, ce specializare, tocmai în ideea de a veni la UMF Craiova. Ceea ce spune foarte mult. Spune foarte mult despre pregătirea lor de acasă, dar și pregătirea de la școală. E, cu siguranță veți avea copii extraordinari în continuare. În luna iulie, între 13 și 20 iulie, are loc înscrierea candidat. Are loc înscrierea pentru toate facultățile, cu specificul fiecare în parte, dar pe data de 22 se va susține examenul pentru medicină și medicină dentară, pentru medicină și medicină dentară corect, iar pe data de 24 tehnică dentară și asistență medicală. Ce pot să vă spun? Încă o dată, repet, este o perioadă încărcată de evenimente, este o perioadă încărcată și pentru ei. Gândiți-vă, trec prin examenul de bacalaureat, un examen care vrei, nu vrei, impune de câțiva ani un anumit standard. Absolut. Și, repet încă o dată, pe noi ne bucură și suntem de acord cu această variantă, dar admiterea la medicină înseamnă și altceva. Deci, pe lângă faptul că acești potențial studenți vin foarte bine pregătiți. În general, la medicină trebuie să vii și cu sufletul. Absolut. Trebuie dacă să ai acea chemare, lucru, dacă exact, nu, nu exact. Vei putea să faci. Și să știți că foarte mulți dintre ei dovedesc în timpul facultății că au această capacitate de a înțelege omul bolnav. În ce privește numărul de locuri? Multe facultăți au micșorat numărul de locuri, le-au mărit pe cele de la taxă, de exemplu. Ce se întâmplă la UMF Craiova? Nu. Deci, ca și cifre de școlarizare, ea se menține de câțiva ani în pe același palier. Ce încercăm să facem? Știți, creșterea numărului de locuri nu înseamnă neapărat calitate. Nu înseamnă până la urmă, gândiți-vă că există o perioadă, până în anul 3 sunt anii preclinici, dar din anul 3 se intră în clinică. Cadrele didactice sunt obligate prin funcțiile pe care prin activitatea, pardon, pe care o desfășoară în clinicile noastre să se apropie de pacient și în același timp să apropie studenții de pacient. Dacă nu se va realiza acest lucru, nu pot să realizez acest lucru cu un număr foarte mare de studenți. Cifra aceasta de școlarizare, care, repet, se menține de la an la an, ne-a dovedit că putem fi competitivi. Competitivi odată prin rezultatele de la examenul de rezidențiat. Este un examen deosebit de important pentru cei care au absolvit facultatea de medicină. Un examen care practic ne dovedește nouă valoarea ca și universitate și lor că într-adevăr în această universitate au reușit să învețe și să învețe bine. Cele mai multe locuri sunt la medicină generală, nu? Da. Pot să vă dau câteva date. Ar fi bine, deci, că sunt sigură că sunt foarte mulți interesați. Absolut. Pentru acest an, deci anul 2015, avem Facultatea de Medicină cu 210 locuri la buget. La fel ca anul trecut, exact. La fel ca anul trecut și 80 de locuri la taxă. 35 de locuri la medicină dentară la buget și 40 la taxă. La farmacie 29 la buget și 70 la taxă. Facultatea de Moașe și Asistență, de fapt Moașe, 14 locuri și 10 la taxă. Asistența medicală 29 cu 95 la taxă. Și la BFKT 19 locuri la buget cu 10 la taxă. Vreau să remarc și altceva legat de această admitere și ce înseamnă cifra de școlarizare. Aș vrea să, ca toți ascultătorii noștri, să înțeleagă și să realizeze faptul că noi suntem descriși către potențialii noștri studenți din Republica Moldova. Chiar vreau să vă întreb, ales, de câțiva ani aveți locuri speciale pentru cei din Republica Moldova care studiază la licee din România, dar și pentru tinerii de etnie romă. Cum stăm în acest an? Câte locuri avem? Nu, deci singurul lucru pe care pot să vi-l spun este că la toate facultățile există acest număr legat de cei care vin din Republica Moldova sau cei care au absolvit liceul în România. Iar în ce privește candidații de etnie romă, numărul de locuri este la fel bugetat pentru fiecare specializare în parte din cadrul universității noastre. Ceea ce aș vrea să punctez în mod deosebit
este faptul că toți studenții noștri sunt egali. Faptul că cei care vin din Republica Moldova sau cei care sunt de etnie romă au, să spunem, un număr separat de locuri. Asta nu înseamnă că viața de student va fi pentru ei altfel. Viața de student este egală și la fel pentru absolut toți studenții. Le oferiți o șansă în plus în momentul admiterii. Asta categoric, este categoric. În rest, categoric. Este aceeași, au o parte de aceleași absolut beneficii. În 2014, vorbeam că a fost o concurență foarte mare. Ați avut chiar și 3-4 candidați pe un loc. Da. Unde a fost nebunia cea mai mare? Acea bătaie pe locurile de la UMF? Știu că la medicină erau 3 pe loc. Știu și... Nu numai. Erau să, foarte multe specializări. Să ne întoarcem puțin vis-a-vis de medie. Da. De la buget. Gândiți-vă că în 2014 am avut practic 662 de înscriși și ultima medie la buget a fost 9,13. Dar la taxă a fost 8,52. Deci diferența practic între ce înseamnă buget și taxă este mică. Este mică pentru că, încă o dată revin, candidații noștri sunt bine pregătiți. Am avut la medicină dentară 8,88 ultima medie la buget. La tehnică dentară am avut 9,74. A fost, gândiți-vă, avem 10 locuri la buget și 111 candidați am avut. Deci media 9,74. 9,37 la farmacie, 7,58 la moașe, balneofizio-kinetoterapie 8,81 și 9,71, mă scuzați, la asistență medicală. Nu aș vrea să punctez o anumită specializare, dar tot ceea ce v-am spus legat de aceste cifre, până la urmă par niște cifre, nu. Aceste cifre reprezintă munca lor, atât în timpul liceului, munca lor la acest examen de admitere și ne dă nouă speranța că vor merge în timpul facultății pe același standard. Nu este mai puțin adevărat că și noi suntem obligați să le oferim în totalitate acest standard. Având în vedere numărul mare de candidați înscriși, de ce nu ați luat în calcul mărirea, nu știu, numărului de locuri? Repet încă o dată. Urmăriți calitate, știu, absolut. Însă... Absolut. Însă se vede clar că vin foarte mulți către dumneavoastră. Da, și selecția se face la fel. Deci nu dorim decât să avem studenți foarte bine pregătiți, studenți care să, în primul rând, să ne asigure pe noi, ca universitate, că pot performa și după terminarea studiilor. Este universal valabil. Orice universitate din această lume își dorește studenții cei mai buni. Nu știu neapărat cum se face selecția, eu știu, în Uniunea Europeană, în Statele Unite. Dar la noi selecția se face cu rigurozitate pentru că ne dorim, repet încă o dată, studenți competitivi. Este foarte bine. Exemplul dumneavoastră ar trebui luat, o spun eu și nu dumneavoastră, luat de foarte multe facultăți din această țară și din județul Dolj, pentru că calitatea contează. Contează ca acești tineri să iasă de pe băncile facultății și să facă ceva în viață, să aibă acele aptitudini necesare desfășurării unei activități de bună calitate. Ce considerați că ar trebui totuși făcut pentru a-i menține în Centrul Universitar Craiovean? Că poate sunt acum în dubiu, nu știu, să vină, să nu vină către centrul dumneavoastră. În primul rând, să știți că tinerii au o calitate aparte. Aceea de a comunica. De a comunica așa cum poate noi nu am fost obișnuiți. Așa cum noi, de fapt, acum descoperim, încercăm și încercăm să ținem pasul cu ei. Absolvenți și studenți nu fac altceva decât comunică practic cu viitorii studenți. Asta este o primă realizare a noastră. De ce? Pentru că știți cum se spune, se duce vorba. Se duce vorba, acolo se face carte, se duce vorba că profesorii sunt deosebiți atât din punct de vedere al calității didactice cât și umane și aș vrea să punctez acest lucru și toți cei care vin la noi sunt adepții acelei seriozități academice.
ne dorim acest lucru și dorim din partea lor același lucru. Cât privește modul în care încercăm să-i atragem, să știți că Universitatea de Medicină și Farmacie s-a dezvoltat enorm în ultimii ani. Am avut cadre didactice care au depus nu eforturi și au lăsat sufletul, imaginația și o parte din viață în tot ce înseamnă Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova, plecând de la sedii noi, plecând de la clinici deosebite, plecând de la centre de cercetare la nivel național, dacă nu chiar internațional. Avem o bază pe care putem să ne, sau cu care putem să ne lăudăm, atât în fața lor, cât și în fața tuturor celorlalte universități, atât din țară cât și din străinătate. Vă invit să luăm o scurtă pauză, vom reveni în câteva minute. Am obișnuit cu cea mai bună calitate, cu cele mai bune prețuri. Acum îți oferim și cel mai plăcut mod de a-ți petrece timpul când mașina ți este spălată. La Jetcar găsești o spălătorie dotată cu 3 boxe de spălare. Poftiți cheia, mașina dumneavoastră este gata. Un serviciu profesionist și servicii de vulcanizare, iar acum primești mai mult. Am deschis cel mai nou și modern bar chiar în incinta locației. Vino să te convingi, doar 18 lei spălat interior-exterior și o ofertă diversificată de produse în bar. Ne găsești pe Bulevardul Nicolae Romanescu, numărul 82. Am revenit în studio, alături de mine este domnul profesor dr. Raul Popescu, prorector cu managementul instituțional, studenți și rezidenți la UMF Craiova. Am vrut să nu omit că îmi cer scuze, prima parte a emisiunii am omis titulatura exactă. Haideți să vorbim puțin despre test, despre în ce constă admiterea la facultate, la UMF Craiova. Bun, deci sunt discipline, evident, la care se dă admitere. Aceste discipline sunt... pot să spun, acoperă aceeași plajă legată de ce înseamnă medicină. Dacă la medicină, la medicină dentară, se dă biologie obligatoriu, bineînțeles, și chimie sau fizică la alegere, la farmacie avem chimie și botanică sau biologie, iar la celelalte legate de asistență medicală avem biologie. Ceea ce aș vrea să punctez legat de testul grilă. Întrebările ca și pondere vor fi 60% biologie și restul acea opțiune pe care o are fiecare candidat. Întrebările sunt cu un singur răspuns corect sau multi choice, dar repet, sunt întrebări pe care candidații noștri știu foarte bine că le-au parcurs odată în timpul liceului și evident prin caietele pe care noi am reușit și reușim în continuare să le publicăm și să le oferim. Subiectele sunt elaborate așadar de către profesorii universitari din cadrul UMF Craiova, da? Categoric. Cât de mult se muncește pentru aceste subiecte care sunt date an de an viitorilor dumneavoastră studenți? Nu pot să vă spun cât se muncește, pot să vă spun că se muncește serios, că se muncește cu deosebită atenție, că orice grilă nu trebuie să dea naștere la interpretări, orice grilă trebuie să fie formulată pe înțelesul lor, în primul rând pe înțelesul nostru, pentru că suntem dascăli, deci noi ce, până la urmă o întrebare trebuie să fie cât se poate de corect formulată și răspunsurile de asemenea să fie cât se poate de clare și de concise. Se muncește. Deci nu pot să spun că elaborarea se face de pe o zi pe alta sau de la un an la altul. Nu, repet încă o dată, se face o împrospătare a acestor grile în fiecare an. O împrospătare legată de ce înseamnă examenul de admitere și de ce înseamnă posibilitatea până la urma noastră de a
ca și dascăl de a evolua cu aceste grile. Peste toată lumea se dă o grile la concursurile de admitere care organizează aceste concursuri de admitere. Munca este aceeași peste tot și rezultatele. Să știți că le vedem ca și grile și de calitatea grilelor la testul grilă, de fapt, pe care îl dăm cu studenții cu 2 luni înainte de admitere. După fiecare examen, de obicei, apar acele contestații. Având în vedere că este test grilă, la dumneavoastră cred că stă altfel situația. Să știți că fiecare candidat are dreptul de a face contestație. Eu îi văd ieșind din examen și tot spun, vai, a fost foarte ușor, am făcut tot. După afișarea notelor, situația nu este chiar așa și realizează că au mai avem un centru de informatică mai mult decât bine dotat. Și că nu există și nu va exista niciodată vreo problemă legată de modul în care se corectează grila oricărui candidat la Universitatea de Medicină și Farmacie. Media este cea corectă, dar aceste contestații, repet încă o dată, sunt dreptul fiecărui candidat. Că ajungem și dovedim că, din păcate, se înșală, este o altă discuție. În fiecare an, dumneavoastră aveți un număr impresionant de studenți străini. Asta o știm cu toții, de ani de zile la UMF Craiova vin tineri din toate colțurile lumii. Care este situația în acest moment? Aveți la fel tineri veniți? Și vreau să vă întreb dacă doar din Europa sau la fel cum am întâlnit la administrarea afacerilor și din cele mai îndepărtate colțuri ale lumii. Da, să știți că studenții noștri din Uniunea Europeană, din Asia, ne dovedesc încă o dată că apreciază Universitatea de Medicină și Farmacie și o consideră printre cele cu un standard ridicat. Avem de asemenea, și aș vrea să punctez acest lucru, o secție în limba engleză, în care, așa că, eu știu cum, ce pot să vă spun, o curiozitate. Avem studenți din Marea Britanie. Deci, pe când ai noștri se duc în Marea Britanie, iată că din Marea Britanie vin în există, centru... Există și reversul vis-a-vis de această mobilizare a studenților. Eu aș vrea să înțelegeți un lucru și aș vrea să înțelegă toți ascultătorii noștri. Faptul că suntem în Uniunea Europeană, nu există granițe și nu există diferențe între calitatea învățământului. Pot să spun că pe anumite paliere... La Craiova avem întâietate față de multe alte centre universitare din Europa. Este un lucru foarte bun și extrem de important să știe toți și întâlneam de puține ori studenți străini care îmi povesteau că au avut în familie părinți care au urmat Universitatea de Medicină din Craiova și din acest motiv alegeau în continuare. Acei oameni sunt medici în țara lor și o fac foarte bine această meserie. În ce privește cazarea? Avem... Da. Locuri suficiente? Campusul nostru universitar este alcătuit din 3 cămine. Capacitatea maximă este de 1100 de locuri. Toate căminele, da, absolut toate căminele, au fost, sau mai bine zis, căminul 1 și căminul 2, au fost renovate în totalitate. Condițiile sunt deosebite, iar căminul 3, care e un cămin nou, relativ nou, de câțiva ani, se ridică într-adevăr la standarde deosebite. Eu aș vrea să punctez un singur lucru, că există o disponibilitate legată de ceea ce înseamnă cazarea, dar în același timp există un anumit regulament. Și aș vrea de asemenea să punctez acest lucru. Regulamentul de ordine interioară privind viața din cămin este cât se poate de strict. Eu nu doresc în cămin și niciun coleg de-al meu nu dorește să avem studenți care înțeleg viața de cămin altfel. Pentru aceasta am formulat anumite reguli, de comun acord cu ei, reguli pe care marea majoritate a lor le respectă. În primul rând, plecăm de la ideea că mulți dintre ei vor locui în acest cămin 6 ani de zile. Or, dacă în casă la tine nu faci curățenie, nu-ți face altcineva. Nu e mai puțin adevărat că întregul nostru personal ajută și menține acest lucru. Dar o mare parte din ceea ce înseamnă viața de student reprezintă și viața din cămin. Știu că aveți și cantină care este chiar lângă facultatea de medicină.
Da, cantina noastră asigură atât micul dejun cât și prânzul. Ea a funcționat și funcționează, de fapt, în continuare pe o idee a noastră mai veche, aceea de a oferi fiecărui student o masă caldă. Adresabilitatea este din ce în ce mai mare. Nu pot să vă spun decât că, de multe ori, cadrele noastre didactice, inclusiv eu, mergem și servim masa alături de ei. Ceea ce dovedește... Deci, până la urmă, și să știți că meniul este același pentru absolut... Prețurile sunt accesibile tuturor? Nici nu se discută. Deci prețurile sunt, într-adevăr, prețuri studențești. Deci, fără niciun fel de comentariu legat de ce înseamnă preț, pentru că nu știu dacă putem să ne comparăm cu altcineva vis-a-vis de aceste prețuri de 5 lei, 6 lei, până la 10 lei, 10 roni. Ca să este foarte să bine. Declara. Merg la cursuri, merg în spital în practică, vin la cantină, ia masa, chiar în aceeași... Orarele, deci practic ceea ce înseamnă viața de zi cu zi a studentului, este axată în așa fel încât să aibă posibilitatea, în primul rând, la prânz, să-și servească masa și dimineața. În funcție de programul lor, de modul în care sunt așezate, reușim și reușesc și ei, v-am mai spus, totul se face împreună cu ei. Nu se face numai de noi, pentru că până la urmă noi conviețuim împreună cu ei. Deci această înțelegere a noastră către ei, aș vrea să fie și invers. Aș vrea să revenim puțin la cazare. Aveți suficiente locuri pentru numărul de cereri primite sau ar fi nevoie să extindeți un pic? Să știți că numărul de locuri este, spun eu, la această dată suficient. Sunt mulți dintre cei care locuiesc în cămin, sunt mulți care, la un moment dat, din anumite motive, și unul cât se poate de serios, este acela că își întemeiază o familie. Nu este mai puțin adevărat că avem camere pentru familiști, dar știți cum este la tinerețe, fiecare dorește să trăiască într-un anumit fel. Noi nu putem să impunem nimănui acest lucru, mai ales celor care își întemeiază o familie. Deci sunt și au el această și posibilitate. Absolut, absolut. Dar, repet încă o dată, nu este, totul este perfectibil. Deci, din acest punct de vedere, până la urmă, noi încercăm și vom încerca în continuare să realizăm acel echilibru între numărul de studenți și locurile oferite de noi în cămin. Îmi vorbesc la început despre facultăți, despre concurența mare către fiecare din secțiile dumneavoastră, specializările dumneavoastră. Vreau să vă întreb puțin despre Facultatea de Moașe. Avem o cerere mare și dacă avem și băieți? Să știți că nu este ceva paradoxal. Nu este. Povestea. Asta sunt și băieți, ca să fiu cât se poate de clar. Cererea este într-adevăr mare și pe noi ne-a surprins acum câțiva ani vis-a-vis de ponderea lor, dar se pare că cererea de pe piață este la fel de mare și faptul că le oferim într-adevăr o dezvoltare cât se poate de corectă și normală pentru ceea ce fac ei, dovedește încă o dată faptul că avem așa de mulți candidați la admitere. Considerați că, nu știu, dorința aceasta a tinerilor de a merge către Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova este cumva legată și de acea posibilitate de angajare atât în țară cât și în străinătate, acea șansă în plus pe care o au? Știm toți că se caută tineri bine instruiți, medici în toate colțurile lumii și sunt foarte bine plătiți. Este și acesta un motiv pentru care vin foarte mulți la medicină sau la acele școli post-liceale pe care nu vreau să le menționez acum? Noi discutăm de Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova. Și ceea ce pot să vă spun despre noi, legat de ceea ce înseamnă viața de după studenție. În primul rând, vreau să remarc faptul că există examenul de rezidențiat. Examenul de rezidențiat organizat de universitatea noastră, eu pot să vă dau și câteva date legate de numărul de locuri pe care, care au fost pentru anul 2014. Deci la medicină am avut 224 de locuri, la medicină dentară 34 de locuri, la farmacie 9 și posturi. Deci postul rezidențiat, un număr de 57 de locuri.
foarte mulți dintre ei optează pentru diverse specialități. Este mai mult decât evident faptul că acest examen de rezidențiat ne dovedește în continuare calitatea absolvenților noștri și în același timp dorința lor de a se perfecționa în acest centru universitar. Sunt foarte puține situațiile în care avem rezidenți, medici rezidenți care părăsesc centrul nostru universitar. Vă spun acest lucru pentru că ele sunt legate în primul rând de familie, de situația familială a fiecăruia și, bineînțeles, până la urmă de căsătorie. Dar toți cei care optează pentru a face rezidențiatul în centrul nostru universitar se gândesc la un singur lucru, la posibilitățile ulterioare. În condițiile în care baza clinică este deosebită, în condițiile în care cadrele didactice sunt la un nivel ridicat de performanță în cercetare și în activitatea zilnică legată de ce înseamnă viața în clinică și relația cu pacientul, în primul rând, ne dovedește încă o dată că această opțiune este întemeiată din partea lor. Cât privește orientarea sau direcția spre care va evolua atât în țară cât și în străinătate, revin, suntem în Uniunea Europeană. România, la ora actuală, oferă și poate oferi, atât cât cunosc eu, este o părere personală, un loc de muncă pentru orice medic. Dorința este, în primul rând, al lor de a se implica în orice colectivitate. Cât privește cei care optează pentru această variantă legată de Uniunea Europeană, nu pot decât să mă bucur și să vă spun și de ce. Pentru că oriunde s-ar duce, îi dau un examen. În momentul în care acest examen este luat și este luat cu brio, odată rezidentul sau medicul respectiv va spune: eu am făcut facultatea la Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova și uite, sunt bun pentru voi. Da? Să știți că pacienții sunt aceiași în orice colț al lumii. Patologia îmbracă diverse forme, dar oamenii sunt cu totul altfel. Și am pretenția și bucuria să vă spun că toți medicii care au absolvit Universitatea de Medicină și Farmacie nu au făcut altceva decât ne-au ridicat atât standardul ca universitate și ne-au îmbogățit sufletele legat de realizările lor. Ați avut situații când pentru rezidenția, de exemplu, din alte centre universitare din țară să opteze să vină la Craiova? Categoric. Avem de la Brașov. De fapt, este o conlucrare legată cu cei de la Brașov. Dar să știți că opțiunea pentru rezidențiat și modul în care fiecare candidat încearcă să stabilească un reper în viață este că se poate de simplu. Avem candidați de la București, avem candidați de la Timișoara, avem candidați de la Constanța, legându-ne de admitere. Rezidențiatul, să știți că este cumva apanajul regiunilor. Nu este mai puțin adevărat că de fiecare dată avem plăcuta surpriză să avem absolvenți din alte centre universitare care doresc să efectueze stagiul de rezidențiat în centrul universitar. Poate și pentru renumele anumitor medici de aici, anumitor profesori și nu anumitor secții s-au detașat. Deci, și aș vrea să punctez aici în mod deosebit, există anumite centre de cercetare la un nivel atât de ridicat încât, repet încă o dată, mie, ca și cadrul didactic al acestei universități, îmi dovedesc că am, într-adevăr, colegi de renume internațional. Ce pot să vă spun? Am centrul de studii de morfologie microscopică și imunologie, am departamentul de gastroenterologie, de hepatologie, de genetică moleculară, departamentul de imagistică la standarde mai mult de decât ridicate. Aparatul și aparatele pe care se lucrează în departamentul de imagistică. Chiar vroiam să ajungem aici. Știu că aveți niște dotări extraordinare. Absolut, este cel mai performat din estul Europei. Deci avem cu ce ne mândri, avem cu ce face treabă până la urmă și avem ce să le arătăm atât studenților cât și rezidenților. Trecând la cadrele didactice,
aș vrea să nominalizez. Nu aș vrea să nominalizez. De ce? Pentru că toți sunt colegi cu mine, toți fac parte din această inimă mare numită Universitatea de Medicină și Farmacie și toți sunt convins că depun suflet și sunt mândri că sunt cadre didactice ale acestei universități. Vă invit să luăm o scurtă pauză, vom reveni în câteva minute. Mesaj de interes public. De ce nu cazi, bă, băiatul în care eu când ai ocazia? De ce nu cazi? De ce nu ceruși pe net? Bă, de ce investesc eu școala asta de fotbal, bă, ca să o faceți voi pe vedetele? Cere, cere, bă, 11 metri, bă, băiatul. Ai înțeles? Mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană. Te profesorii, săracu! Împreună contra exploatării copiilor. Mesaj de interes public. De la 4 ani, Dragoș își cheamă acasă părinții plecați să muncească în Irlanda. N-am fost azi la școală. V-am mai spus că e unul dintre a 7-a care ne cere taxă de protecție. Banii, hainele și jucăriile trimise nu-i țin loc de afecțiunea mamei și de sfatul tatălui. Ne bate și mi-e frică să-l părăsc. Seara le povestește cât de neajutorată e copilăria, dar, din fotografie, părinții nu l-au avut. Ține aproape de copilul tău. Mesaj de interes public. Stop violenței în familie. Mesaj de interes public. Gazeta de Sud. De 20 de ani în inima Olteniei. Am revenit în studio, alături de mine se află domnul profesor universitar dr. Raul Popescu, prorector cu managementul instituțional, studenți și rezidenții la UMF Craiova. Discutam despre tot ce înseamnă activitatea dumneavoastră, despre colegii extraordinari pe care îi aveți, despre oamenii dăruiți care muncesc în acest centru universitar. Haideți să ne întoarcem puțin, să zicem așa, cu picioarele la ce se întâmplă în realitate, să vorbim puțin despre taxele care sunt percepute. La toate universitățile știm că sunt acele taxe, sunt acele locuri la buget. Cât de costisitoare sunt taxele de la UMF Craiova și, eventual, pentru studenții români, cât și pentru studenții străini? Să știți că taxele sunt în general uniforme pe toate universitățile de medicină și farmacie din România. Ceea ce pot să vă spun legat de taxele noastre sunt ca și valoare. 6.000 de ron pentru medicină și medicină dentară,
6.500 pentru farmacie, 4.000 pentru tehnică și asistență medicală și moș. Să știți că comparativ cu celelalte centre universitare de medicină, sunt aceleași, pot aceleași, să spun, cu mici variații. Din păcate, sau mai bine zis, față de ceea ce înseamnă taxa de școlarizare, să știți că noi am depus eforturi majore pentru a menține această taxă de școlarizare. Este foarte simplu să crești taxa de școlarizare. Sunt vari situații sau motive pentru care am putea să facem acest lucru, dar am spus în felul următor. Dom'le, noi vrem studenți. Noi vrem studenți care doresc să facă acest lucru. Nu facem nicio diferență între ce înseamnă bugetat studentul de la buget și studentul de la taxă. Numai că așa este viața. Media de admitere îi oferă unuia șansa să aibă, să fie la buget, iar celuilalt să fie la taxă. Evident, în momentul în care își permite să facă acest lucru. Sunt foarte mulți studenți care doresc să facă Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova și foarte puține situații am avut în care s-a renunțat chiar dacă au avut medii de promovare pe locurile cu taxă. Ce pot să vă spun vis-a-vis de secția de limba engleză de la medicină? Deci taxa este de 5.000 de euro pe an și nu aș vrea să spun că este o taxă mică, aș vrea să vă spun că este o taxă corectă. Este o taxă care, ca și taxa pentru studenții români, implică acele costuri pentru care, indiferent ce universitate ar fi, nu poate să treacă peste ele. Există, cel mai bun exemplu, vi-l dau de exemplu la disciplinele preclinice, atât la medicină, cât și la medicină dentară, la tehnică dentară cu atât mai mult. Deci, medicina este o, ca și specializare globală, așa, necesită eforturi financiare deosebite și din partea noastră, și nu vă spun că nu sunt mici, odată pentru a ne menține la standardele ridicate. Deci acest lucru, dacă nu se face prin investiții în proiecte de cercetare, nu ne aduc suficienți bani pentru a întreține și a duce nivelul și standardul la un nivel ridicat. Cum încercați să motivați tinerii, studenții meritoși? Oferiți burse acestora? Absolut. Se oferă burse. Știți ce se întâmplă? Este o competiție tot timpul între ei. În momentul în care spun primul care ia bursa are 10 și bursa se încheie sau valoarea bursei, să spunem, se termină la 9,50 ca și medie pe semestru. Să știți că în această marjă între 10 și 9,50 nu sunt 3 studenți. Trecând de peste bursele de merit, care implică, mă rog, anumite reguli, avem burse sociale, utile, și spunem noi că este o mână de ajutor dată celor care, într-adevăr, au nevoie de ele. Și să știți că nu de puține ori am încercat și încercăm să extindem aceste burse. Pentru că este păcat un student cu capacități deosebite, un student care dovedește, practic, o înțelegere a ceea ce înseamnă viața de student, ceea ce înseamnă în viitor viața de medic, să nu putem să îi oferim o șansă legată de acest lucru. Și așa este, din păcate, sunt foarte mulți aflați în această situație. O tineri care provin din familii cu o situație materială precară, care au nevoie de această susținere. Să știți că pentru toți avem această aplecare. Dar, repet încă o dată, până la urmă, bugetul este limitat și toate se pot realiza și se pot dezvolta având atât concursul ministerului, cât și altor, să spunem, sponsori. Peste tot în străinătate există sponsori. Și la noi. Și noi am avut sponsori, oameni care au înțeles, practic, că sănătatea este mai presus decât orice. Și care ne-au oferit, într-adevăr, suportul, atât financiar, în derularea anumitor contracte.
Domnule profesor, având în vedere că ne apropiem de sfârșitul emisiunii, haideți să concluzionăm. De ce ar alege un tânăr Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova? Să termin, eu știu, așa, într-o notă optimistă. Exact. Și ce așteptări aveți dumneavoastră de la tinerii care vin? Să aleagă Universitatea de Medicină și Farmacie pentru a fi medici bun. Bun la suflet, în primul rând, foarte bine pregătiți și pentru a dovedi și a-și dovedi lor, în primul rând, că profesia pentru care au optat nu este o meserie. Ce așteptări avem? Ca în fiecare an. Să știți că eu îmi doresc să avem studenți cât se poate de bine pregătiți, îmi doresc să fie senini, să vină la noi cu sufletul deschis și așa cum vor veni, așa vor fi primiți. Pentru că blazonul nostru ne impune și, repet, le impune și lor același lucru. Încă o dată, perioada de înscriere între 13 și 20 iulie. Toate informațiile se găsesc pe site-ul instituției dumneavoastră, UMF Craiova, umfcv.ro. Menționez pe scurt că cei care vor veni trebuie să aibă asupra lor, să prezinte, să completeze acea cerere de înscriere, să aibă diploma de bacalaureat sau adeverința, să aibă adeverință medicală tip, certificatul de naștere în copie legalizată, adeverința din care se rezulte apoi dacă au mai urmat o facultate sau ultimele studii și 3 fotografii tip de buletin. Toate informațiile le găsesc pe site, este foarte simplu de accesat site-ul dumneavoastră, este la dispoziția tuturor. Acolo au toate informațiile legate și de anii anteriori, câți studenți ați avut, câți studenți străini, cum se face admiterea în fiecare categorie în parte, numărul de locuri și absolut tot. Vă mulțumesc frumos pentru prezența dumneavoastră alături de noi în studioul Alege TV. Și eu vă mulțumesc. Bună seara, mulțumesc. Până data viitoare, aștept sugestiile dumneavoastră pe adresa de e-mail ana.danescu@rncds.ro sau pe pagina de Facebook Educație pe Scurt. Bună seara!